Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Sunt Domnu' Puzzle sau pe nume adevărat Cristian Leana. Iar în video de astăzi o să vă prezint un cub fidget anti-stres. Se numește Infinity Cube mai exact. Este produs de firma QiYi Toys, o firmă renumită pentru producerea de puzzle-uri de viteză, de tipuri cub Rubik. Și în gama lor de produse au și acest produs. Poate mulți dintre voi ați mai văzut acest produs, dar, cum îi zice, produsul pe care l-am de față este unul dintre cele mai bune ca și calitate, se mișcă extraordinar și îl găsiți pe GENiOS.ro, site-ul pe care îl administrez, o să vă las link și în descriere. Haideți să-l desfacem și să vă arăt despre ce este vorba. Sigur ați mai văzut, sau dacă n-ați văzut, sigur cred că o să vă placă. Este un cub, uitați, pe care îl puteți deschide la infinit. Deci el se deschide la infinit, vedeți? Are niște, aici ca niște balamale, vedeți? Și puteți să-l pliați, să-l desfaceți în continuu. El așa stă, Infinity Cube, uitați-l. Uitați ce frumos arată. Asta ziceam că este între cele mai bune modele de Infinity Cube care există. Și asta se poate vedea în faptul că se mișcă foarte ușor. Este un cub antistres pentru că îl poți ține într-o mână și faci așa în continuu cu el. Te gândești, ai treabă, nu știu ce, și faci așa cu el în continuu, într-o mână, și e foarte, foarte satisfăcător. El costă, cred că, vreo 40 de lei la noi pe astea, sau 35, nu mai știu exact. Oricum, vă las link-ul în descriere. Și cam atâta este despre acest puzzle. Nu ai ce să zici mai mult. Este doar un puzzle anti-stres, fidget, foarte, foarte plăcut la desfacere, atunci când îl folosești. Uitați ce plăcut este. Da, am mai văzut astfel de puzzle-uri, de Infinity Cube-uri, pe la tarabe, pe la așa, dar se dășilau. Erau foarte, foarte... Uitați, vedeți? Acesta foarte puțin se desface, dar celelalte se desfăcea parcă se rupea mână și nu era deloc plăcut. Dar acesta e super, super, e mult mai zdravăn și asta îmi place foarte mult. Da, cum v-am zis, dacă doriți așa ceva, îl găsiți pe genios.ro, site-ul pe care îl administrez, aveți link în descriere și cam atât pentru video de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă și să ne vedem cu bine la video următoră. La revedere!